Salutare! Noi suntem în Dodi. Bine ați venit la frumoasa emisiune. Astăzi vorbim în continuare despre cartea lui Hans Hermann Hoppe, O teoria socialismului și capitalismului. Și astăzi, teoria! Teoria A! Ai dreptate! Și astăzi vorbim în jurul capitolului socialismul în stil social-democratic. Da, înainte de a discuta despre animalul ăsta, o să vă rugăm jos, aveți un buton de like pe care dacă l-apăsați, ci că s-ar duce mai bine videoclipul în algoritmul lui YouTube, îi place lui așa să apăsați voi like, ne-ar place și nouă ca asta să se ducă, așa că hai să colaborăm. E o formă de taxare. În lângă butonul de like o să găsiți un buton de subscribe, lângă el o să găsiți un clopoțel, dacă vreți să mai auziți de noi, dacă vreți, nu, asta e voluntar, nu e ca taxarea, partea asta e voluntar. E paguba spectatorului. De asemenea, jos în descriere o să găsiți link-uri către alte prezențe în Dodi pe net, niște link-uri de Patreon și cripto dacă aveți dare de mână și vreți să susțineți și financiar emisiunea, nu doar voluntar. Și de asemenea, tot jos în descriere, o să găsiți un link de unde puteți achiziționa cartea în format fizic dacă vă doriți și un link unde a fost ea publicată online pe net de către Institutul Mises. În acest capitol, Hoppe trece de la socialismul de tip sovietic la socialismul de tip german, zic eu, social-democrat, pentru că înainte de Revoluția Bolșevică, ideile astea ale socialiștilor despre cum să realizeze utopia comunistă și egalitară prinseseră mai multe abordări de cum ajungem în această acest rai al proletariatului. Și aveau două abordări. Trecem printr-o dictatură proletară, naționalizăm printr-o revoluție sângeroasă tot și după aceea, în această perioadă de tranziție până când se realizează raiul, proletariatul va dicta ce se întâmplă în societate. Însă unii doreau, mai ales că începuseră măsurile de a avea un sufragiu universal, femeile să voteze și mai departe, încercau prin metode democratice să acapareze puterea și să transforme societatea bazată pe capitalism într-un socialism egalitar. Și acum, despre această a doua opțiune care a prins, să zicem, rădăcini în Europa de Vest, Hoppe se ocupă în acest capitol. În mare parte este doar o diferență de grad, spune el, cu câteva mici diferențe de ca diversitate de consecințe, dar în mare parte este o diferență de grad față de socialismul de tip sovietic. Avem aceleași motivații care determină schimbarea personalității oamenilor și consecințele, zicem, economice și politice din societate, ca și în socialismul de tip sovietic. Uite, aia zice că social-democrația, ea a fost comunistă la viața ei, da. Secolul 19. Deci ce a zis Gabi era că atât social-democrația cât și marxism erau ambele comuniste. Diferența era doar de tactic. Unii voiau să trecem la societatea caracterizată prin colectivizarea mijlocilor de producție, prin vot, erau social-democrații. Alții vreau prin revoluție, printr-o răsturnare violentă a puterii, a orânduirii. Deci ideea e că social-democrația de secol XIX este comunistă. Deci lumea ideală imaginată este una comunistă, doar mijlocul e diferit. E, Hoppe nu vorbește aici despre social-democrația comunistă. Social-democrația de azi e una necomunistă.
Deci nu vorbește de aia de s-a transformat, s-a transfigurat socialdemocrația, nu mai aia comunistă de... Chiar dacă noi acuzăm, uite, în polemici mai apare asta, că ești Iliescu e comunist sau... Nu, strict vorbind, Iliescu nu e comunist, e social-democrat chiar de nivel nordic, propria lui mărturisire, știi? Oamenii care cred că sunt atât de diferiți de Iliescu, uite, îmi place să aduc argumentul ăsta, că dacă faci un screening de ăsta ideologic, o să vezi că pe 95% din probleme gândești la fel ca Ion Iliescu, știi? Deci dacă tu te crezi antisistem, eu vă simt. Ai surprize, știi? Da. Te-aș urăsc oamenii libertarieni, știi, că îți spune... O argumentează tocmai că aveau exemplul ăsta al socialismului dur din Rusia și acest exemplu, să zicem, pe viu, i-a determinat pe socialiștii din restul lumii să zică, domne, chiar n-ar trebui să naționalizăm tot. Hai să ne restrângem mai întâi la, să zicem, marile domenii, știu, infrastructură publică, transporturi, sănătate, educație. Sănătate, educație, da. Și să lăsăm alte lucruri pe mâna privaților. Și poate cred că nici în primii 10 ani, 20 de ani, că nu și-au dat seama. Tot sperau în idealul acela al socializării întregii economii. Ei, dacă Samuelson îți scria în 89 că Rusia va atinge sau chiar depăși SUA, îți dai seama că e nivelul. Da. Bine, aici spune Zitu. Nu, e o chestie foarte mică. De fapt, ținta lor era aceeași. Nu? Bunăstarea... Da, mie mi se pare că acum nici ținta nu mai e aceeași. Da. Deci, uite, o diferență care m-a luminat pe mine și hope m-a luminat a fost asta, că socialdemocrația contemporană, de ce e curentul dominant, cred că, în lume? E de gândit, pentru că arabii și chinezii sunt mulți, totuși, știi? Și acolo n-ai socialdemocrație. Dar în rest ai... De-aia poate ar fi preferabil un termen ca, nu știu, socialism soft sau socialism intervenționist. Cred că nu e totalitarism, totuși. Nu știu, uite, te-aș contrazice totuși, dacă e să adunăm încă China și India... A, și America Latină și... Dacă e să adunăm China și India, nu contrabalansează toată lumea și în restul lumii e social-democrație. India are democrație. India cred că are, nu? Da, dar nu e același model de social-democrație cu noi, știi? Adică cu welfare, cu... China votează, da, așa votează ce... Da, bine, asta, da, nu, faptul că votează nu e un marker. Nu, dar poți admite, păi nu, asta e social-democrația. Domnule, se votează? Nu, în România se votează? În România se votează și pe vremea lui Ceaușescu. Ba da, Costel, se vota. Știu, dar nu era vot. Păi același tip de vot e și în China astăzi. Ca păi, cum avea România atunci. De asta nu poți să spui că nu se votează, asta poți să spui că nu se votează în China azi. Deci aia în China nu avem social-democrație astăzi. Avem altceva, că avem real, că e o... Păi da. În timp ce în România e vot real, adică noi chiar l-am ales pe Iohannis sau... Scuze! Da, uite, se mai utilizează un termen, democrație liberală se utilizează. Noi, așa din vest, avem democrații liberale, știi? Nu, că mi se pare că încurci. No. Deși autorii mainstream folosesc chestia asta, democrația liberală din vest. Dar te gândești că libertarienii sunt mai pretențioși cu termenul ăsta liberal, da, nu prea orice. Cionosoi liberal. Cionosoi liberal libertario. Da, da. Nu obamiz. Și practicile redistribuționiste, deci pentru a ajunge totuși la acea egalitate între oameni, socialiștii de tip social-democrat încearcă să taxeze, pur și simplu. Îți lasă... Jucăria, proprietatea, dar din păcate ei îți stabilesc cam ce procent din proprietatea ta va fi redistribuit de către ei. Din rezultatele proprietății. Da, din venit. Asta deci e rezultatele. În taxare, nu? Nu, pentru că... forma asta de agresiune. Nu, era mai sincer. Stai că m-am întrerupt. Era, pe hârtie era, dar înseamnă că nici nu... Conta. Stai că m-am întrebat cu o chestie pe care țineam să o... Deci ce ziceam că m-a luminat Hoppe? Hoppe dă definiția asta a social-democrației ca fiind colectivizare parțială a mijloacelor de producție. Asta e diferența între
socialdemocrație și comunism. Comunism este o colectivizare totală a mijlocului de producție, adică statul naționalizează tot, înseamnă fabrică. Socialdemocrație e o colectivizare parțială. Sănătatea, educația sunt de stat. Restul permite proprietatea privată. Deci asta ar fi diferență. Ok, o chestie prin care libertarii enervează e asta, să-i spui unuia care el crede că e antisocialist, că socialismul a dispărut în 89, să-i spui că este socialist dacă vrea educația de stat. Și pe definiția lui Hoppe ar fi corectă identificarea. Pentru că e o socializare parțială a mijloacele de producție. Statul, ca să aibă educație, are niște terenuri, are, deci controlează niște mijloace de producție. Deci, na, enervează lumea, na, pentru că îți plăcea să crezi că ești curat și uscat și vezi, libertarienii spun nu. Diferența între tine și Stalin e de grad, nu e de natură. Diferența între un libertarian și Stalin e de natură. Deci n-au nimic în comun. Bun, și ca să reluăm marile diferențe astea dintre socialismul în stil rus și socialismul ăsta social-democratic, e simplu, oamenii au tot trecut... Acum, cum a spus și Costel, existau unii care încă mai credeau că Uniunea Sovietică era, zic, Uniunea Europeană. Acum, na, dacă se potrivește, era ce să corect. Zic. Na. Că Uniunea Sovietică urmea să explodeze economic, o să-i ajungă înapoi pe americani și o să-i bată, că tot a fost doar o problemă de cadre. Adică oamenii care erau la putoane s-au dovedit incompetenți și de asta nu sistemul în sine. Și face Gorbaciov o reformă și să rezolvă. Dar aceeași explicație o avem și azi pe socialismul democratic. Știu, știu, știu. Noi încercăm să găsim... Da, vroiam să nu fac atât de transparentă, da, știu. Unde e bine ca oamenii să nu mai caute cai verzi pe pereți, că tot reproșezi libertarienilor, știi că, uite, nu sunt lucizi, că, ba da, sunt foarte lucizi, doar că identifică problema sistemică, știi, treaba îl pui tu pe drulă dacă el face același lucru ca Simion și deci nu e. Deci există, asta apropo de ce zici tu, există ideea aia că, domne, e o nebunie să repeți același lucru așteptând alte rezultate și oamenii spun, băi, hai să nu-i mai alegem top ăștia, hai să-i alegem pe alții, frate. Milei e o nebunie să repeți același lucru. Milei ăsta din Argentina zice haciendo lo mismo de siempre, știi, repetând. E chestia lui Einstein, știi, că faci același lucru și aștepți rezultate diferite. E, în mintea social-democratului e că, într-adevăr, nu faci același lucru. Pentru că Drulă nu e corupt, de exemplu. Da, nu e corupt sau e mai competent. Uite, are chestia asta europeană. Exact, asta credeau și ei când l-au pus pe Gorbaciov. Da. Libertarienii, uite, e și o chestie de... Noi vrem să dezvățăm lumea să mai uite la televizor. Știi? Uite, când aveam discuția asta dacă să faci... Emisiunea să o faci. Pe evenimentele zilei. Ce? Păi uite, Ciolacu a anunțat mărit de taxe sau ultima... Cam asta e, nu? Că a anunțat. Și discutam acea chestie. Dar mie mi se pare că lumea e prea obsedată, știi, de a prezentificarea asta, de a se uita tot timpul. Am mai dat Ciolacu o declarație, aolo. Hai să văd. Mi se pare că libertarianul încearcă să te convingă să nu mai fie așa de obsedat. Identifici acele probleme sistemice și mai ești atent, mai pleci urechea când se întâmplă ceva relevant, nu orice prostie, stai să... Ce mai zis pe realitatea? Ce mai zis? Păi nu sunt schimbă nimic, nu se întâmplă nimic. Auzi, în termen de management ar fi formularea că încercăm să fim proactivi decât reactivi. Nu, practic, Dacă te uiți, tu stai cu minte așa, și ești reactiv. Ce a zis? Să reacționăm. Mai bine să fii proactiv. Nu, aș zice că noi suntem în continuare reactivi, dar încercăm să mutăm nivelul. De cred că asta avea și Alexandru în vedere. În loc să fie micromanagement, să fie de undeva de mai sus. Trebuie să recunosc. Da. Bun, și revenind la povestea asta, ziceam că ok, așa cum a spus și Costel, mai erau unii care credeau că o să se întâmple miracolul ăla economic spus de Marx. Acum, imediat, mâine, dar marea majoritate a socialiștilor realiști au văzut, domne, naționalizăm tot, se dă de foamete. Domne, unii poate mai puneau botul la filmele de propagandă, dar, cum să spun...
din Europa de Vest să putea merge, să putea vizita, să puteau vizita țările Europei de Est. Da, veneau la noi și turiști francezi, și turiști din Germania, și turiști din Olanda, și turiști din Finlanda, și turiști din Finlanda, nefinicia, o țară foarte departe de comunism, dar mă rog, asta e partea a doua. Ideea e că veneau în țările blocului sovietic mult mai mult decât puteau să plece din țările blocului sovietic în vest. Dar ăștia care veneau din vest în est vedeau cu ochiul liber că la ei acasă era mai multă bogăție publică, mai multă bogăție pe stradă decât era în țările din est. Da? În 1900, de exemplu, în 1984, 85 și 86, 3 ani în care vestul a explodat din punct de vedere de tehnologie, inovație, invenții, libertate, plăcere de viață, da? La noi și în alte țări din vest se stingea lumina, curentul era cu țârâita, apa în marile orașe mergea doar în timpul weekendului și nu în cursul zilei, că nu era nimeni acasă, că trebuiau ei aștia să meargă la muncă. Adică nu mai puteai să mai acoperi chiar așa de ușor decalajul ăsta de bogăție. Și atunci și-au dat seama că cu cât naționalizezi mai mult, cu atât răspândești mai multă sărăcie. Și lumea nu-și dorește asta. Și nici ei cred că nu-și doreau asta. Așa că au zis, ok, hai să lăsăm asta cu naționalizarea, o lăsăm mai jos așa, o lăsăm la coadă. Că au acceptat, știi? Că marea majoritate au acceptat, nu mai pot spune ăștia comuniști. Bine, sunt mi se pare interesant, citeam capitolul și mi se pare interesant că astăzi, în ochii socialiștilor tineri și radicali, cumva reapare curentul ăsta al naționalizării, pentru că nu mai e exemplu viu lângă ei, știi, să vadă să se dea cu capul de el, adică și asta... Poate că de asta ar fi trebuit să fie cât un muzeu al comunismului în toate țările, nu numai... În toate orașele. Nu numai în țările lovite de comunism. Bine, mai ai Cuba și Nord Corea, la care ar putea să uite... Da, da, acolo ăștia zic că ei sunt așa săraci că nu-i lasă americanii. Da. E boicotul american care... Și au pe ce să dea vină. Ar putea să ducă în vizită. Ca să nu mai vorbim că eram... De curând aveam o discuție și cineva îmi povestea că, băi, totuși Cuba a făcut chestii sub comunism, adică a alfabetizat populația, serviciile medicale. Ca și la noi. Da. Nu imaginează că puteai să ai acces la chestiile alea și fără comunism n-aveai nevoie în nevoie. Bun, deci asta ar fi fost partea pragmatică a socialiștilor din vest, faptul că și-au dat seama că trebuie să încerce altceva. Asta cu naționalizarea nu ține. O dată că nu ține și a doua oară, cuplată și cu ideea lor de a încerca să ajungă prin vot la putere, să votezi pentru naționalizare, ai deja o pătură destul de semnificativă care ar avea de pierdut. Deci n-ar vota pentru. Nu știu dacă s-a votat vreodată, nu cred. Ce? Pentru comunism în Venezuela. Că zici că n-ai trecut la comunism. Dar e un singur exemplu de țară, uite frate, ăștia au trecut la comunism democratic. Au votat colectivizarea mijloacea de vreodată. Deci doar prin lovituri de stat. Doar... Am mai avut discuția asta mai de mult și nu mai știu dacă a existat. Suspectam eu Paraguay să fi fost una dintre țările astea care era comunistă înainte de al doilea război mondial și nu cred că a fost neapărat printr-o revoluție sau printr-o impunere de forță externă, că nu avea cine în zonă. Nu, că poate fi și internă, știi, dar ideea e să fi fost democratic, adică oamenii au votat. Păi nu, ziceam impunere externă cum a fost la noi, da? Că la noi n-a fost o revoluție comunistă, a venit de la Moscova direcție. Auzi, vreau să fac, că ăsta e momentul, vreau să fac o mică distinție. Deci ai metoda prin care se iau hotărâri, aici pretenția este că e puterea poporului și o să zic ceva și despre asta. Și după aia ai o chestie din asta ideologică, de țintă, nu? Modificatorul la acest fel de democrație, care e socială, e social-democrație. Ca să nu mai
permitem distinția aia între democrație socială și social-democrație, că vezi, doamne, ar însemna un pic ceva, altceva și figuri. Într-un fel însemna altceva, uite, dacă te gândeai la Earhart, la economie socială de piață, dar explicația lui Earhart e socială nu pentru că distribuie șanse sau îți dă egalitate de rezultat, e socială pentru că e între oameni și pentru că ajută oameni, era un sens de asta. Da, ce, distinția era, deci ai mecanisme de luat hotărârile. Și rezultat. Adică aici zici, stai că trebuie să trec prin 7 observații. Dați-mi 5 minute. Deci ai mecanismul de luat hotărâri și zici, cum să fie? Păi să fie puterea poporului. Ok, pe definiție, puterea poporului, care de fapt nu e puterea poporului, ci e puterea unei majorități prezente la vot, și pe definiția asta, cât mai coerent ar fi o democrație directă, ca în Elveția. Referendum pe tot felul de chestii, luăm împrumutul, nu luăm, mai păstrăm TVA-ul, figurile. Lucruri care nu, la noi nu se întâmplă. Deci, nu se zice, ce e asta, democrație reprezentativă? Păi ăla nu mă reprezintă. Ok. Într-o lume liberă, ce mecanism ai? Păi, proprietarii au hotărârile. Nu se iau hotărârile democratic. Da, e puterea legitimă a proprietarului. Așa sună oligarhii când zici proprietarii. Aolo, păi, adică, păi acolo... Răspunsul libertarian e că orice om e proprietar. Exact. Măcar fapt că are un corp. Da, exact. Fapt că are un corp. Ok. Nu, și după aia zici, păi, da, îi dăm și o direcție. Îi dăm așa un fel de țintă. Păi să fie o egalizare, că asta zice și Hoppe, că ținta tot timpul de fapt este egalizarea oamenilor în societate. Aici îi dai o țintă din asta, e cu chestie socială. Păi dacă atunci ar putea să fie la fel de legitimă o capital democrație. Nu, hai să facem distincțiile astea. Sau, altă observație, dacă tot faci, dacă tot îi adaugi modificatori, atunci orice fel de altă democrație ar fi legitimă. Nu ar putea să fie mafio democrație. Păi de ce? Păi vrem să fim interesați urgent de profituri, furturi și ca să permise că așa hotărât. Uite, poți majoritatea folosi, prezentă la vot. Poți folosi contraexemplu în discuții. Hai să zicem că într-o comunitate avem voie să alegem șeful mafiei. Uh-huh. Asta face legitime taxele de protecție? Când tot ai discuția asta despre legitimitatea. După aia mai ai o chestie mică la democrație. Te gândești, păi a hotărât lumea. Ok. Poți să hotărăști. E corect să hotărăști agresiuni față de indivizi? Nu. Democrația, când e roz așa povestită frumos, lumea se gândește că alegi ce culoare să vopsim drumurile. Ar trebui să fie un pic mai clar în mințile oamenilor când trăiesc. Dom'le, ce? Ok, hotărâm împreună, dar hotărâm la ce restaurant mergem. Eu dacă nu vreau să merg, sunt liber să nu merg. Păcând aici, nu, suntem toți împreună. Nu se știe de unde apare. Da, dar pentru ei e cumva, seamănă cu libertatea, știi, în sensul că îți reprezintă, Drulă îți reprezintă preferințele 4 ani, după aia Simion, adică seamănă cumva, e ca Lidl, știi, îți iei un croissant, îți dai niște bani, îți dau, vezi cât de spurcați sunt, au încercat să spună că, cum să zic, e un proces ăsta de mistificare, știi, de reabilitare, știi, adică, uite, dacă stai pe, nu știu, pe Twitter, pe nu știu ce, da, există contractul social, avem un contract social să fim obligați să purtă mască, democrația e validă dacă au... Înțelegi? Statul a fost spălat, atât de spălat de... E legitim, e... Da, e cum se cheamă asta? Gaslighting. Deci el face numai măgării, jafuri, furturi, obligații, violuri ale voinței fiecărui om și după aia zice, păi eu-ți vreau numai binele. Extraordinar. Și asta e posibil, dar și un psihopat e posibil să-ți vrea binele, știi, doar după că mințile lui. Nu subscrii la mijloacele prin care vrea să-ți facă bine. Dar a fost spălat de intelectual, asta e deranjant, știi, că oamenii vorbesc, zicea Hummer, ca și cum a existat contractul ăsta. Nu, n-a existat.
Nu există. Oamenii vorbesc că și tradițional n-a însemnat democrația nimic. E suficientă. Nu, nu e suficientă. Asta știau founding fathers ai părinții fondatori ai Americii, știau ce nu știe hipsterul azi de pe net, că există tirania majorității. Deci dacă tu legitimezi mecanismul, e valid ca o majoritate, păi hai să le dăm minoritățile etnice, știi? Aia ar fi o mutare validă, știi? Tu dacă ești și leftist printre altele și știi ce e la leftism, ar trebui, m-am gândit la tipul ăsta de contraexemplu, știi? Deci eu credeam că democrația... Uite că democrația modernă, democrația... Sau mă rog... Mai de chestii. Nu, vreau să formulez. Puterea statului la ora actuală este acaparată de minorități. Nu știu de ce. Nu mai este o chestie, domnule, majoritatea decide și vocale și intransigente. Mă rog, ideea este că democrația la ora actuală nu se mai comportă cum era democrația, să zicem, prin majoritatea votului. Da, a fost vreodată altfel? Dacă teza elitistă e corectă, așa, ca întotdeauna o minoritate care taie și spânzură, nu mă refer la minoritate tehnice. Nu, o minoritate. Sunt oameni care decid. N-a existat niciodată chestia cu guvernarea prin majoritate. Nu, întotdeauna există o minoritate care taie și spânzură. Ok, deci inclusiv visul ăsta al populației, a unei societăți. Dom'le, avem cea mai bună organizare de stat, democrația, pentru că majoritatea va controla ceea ce se întâmplă cu noi. Deci este o iluzie toată treaba asta. Ei, poți face discuție comparativă, știi, să te întreb dacă nu cumva se protejează mai mult democrație. Dacă aveam un tartore, asta e, e o discuție. Eu tind să cred că da. Da, te protejează mai bine democrația. Ui, Hope n-ar fi de acord. Nici eu nu sunt de acord. Sau ăștia mai antidemocrați. Uite, el concede aici, de exemplu, socialismului de tip social-democrat, îi concede, de exemplu, faptul că proprietarul are niște motivații mai mari decât în comunism de a investi în mijloacele de producție, în a, de exemplu, în a avea grijă de aceste mijloace de producție să continue să producă. Pe partea de calcul, nu mai e problema calculului, că era o sursă de sărăcie. Aici ai prețuri. Aici o să ai prețuri. Ai prețuri. Da. Dar e mai umană, știi? Plus că... Nu spun că nu sunt distorsionate, dar ideea e că ai în ele o componentă care e corectă acolo. Da. Adică ele sunt făcute în continuare de oameni din raportul dintre nevoi și... Da, dar nu poți să știi cât sunt de distorsionate. Nu! Adică, nu, n-ai cum să știi. Adică, da, iluzia nu e ca în comunism statul... unde erai blank, știi, erai... Da, ok. Nu, dar iluzia e că în social-democrație statul doar un pic. Numai dă și mie firimiturile. Nu prea un pic. Nu prea e un pic. E mai mult de jumate mereu. Nu, așa dacă e jumătate. Cam o treime. Nu, cam 70% cu totul. Da? Cu totul. Care e diferența de comunism? Sau mi se pare că în România... Înainte să crească ciolahul taxele, acum nu știu, o să mai calculăm odată că le-a... Dar la ce asta? Pe ce? Pe ce? Tript rău de tot. Dar în România era pe la 66-68% din tot ce se mișca în economie, din tot ce se mișca în economie, era în buzunarul statului. Hai mă. Deci, nu e calculul prea... Nu e. Și lumea atunci cu ce? Deci te impozitare pe muncă, toate alea care sunt 46 și nu știu ce, alea și care după nu aia le TVA-ul. Ia diferența între salariul brut și salariul net, partea aia pe care tu n-o vezi, da? Aia e aproape jumate. Deci la o firmă? Și după aia mai ai TVA-ul, 20% în general, pe cam toate. Deci din tot ce dai tu, 20% înapoi la stat. După aia, cât din costurile de producție și de vânzare reprezintă, de fapt, taxele pe care firma trebuie să le verse către stat, că totul le plătești și pe alea, da? Accize. Taxă pe profit. Deci nu e așa mare diferență. Totul se transportă cu benzina, crește acciza la benzină. Și aia e jumate. Plătești oamenii și cu alcool, exact, acciză pe alcool. E și atunci care e explicația? Că oamenilor le convine totuși, e mai bine decât în comunism, că pot...
Păi e mai bine, într-adevăr. Tot e mai bine, da. Poți ca patron, poți să-i un Mercedes, poți să... Te las să respiri un pic. Dacă faci așa un experiment din ăsta, pentru că, zici, dumne, dacă ai avea, să zicem, un om sau o familie produce pe an 10 kg de cartofi, tu îl impozitezi cu 10%, rămâne cu 9 kg și o să mănânci o felie transparentă pe zi toată familia ca să reziste până la anul și crește productivitatea în timp și mai zicem că va produce 100 de kilograme de cartofi într-un an. Îl impozitez cu 30%. Cât îi rămâne? Rămâne 70 de kilograme de cartofi într-un an. Trebuie să se îngrașe, nu știu ce. 70% taxe. Rămân dacă produce 1000 de kilograme de cartofi. Și mai departe. Deci, până la urmă, poți să zicem să fie așa de productiv un om, da? Să producă nu știu câte milioane de tone de cartofi și un singur, deci restul nu trebuie să fie angajat la stat, doar acea persoană să producă cartofi pentru tot mapamondul, îl taxăm pe ăsta 90%, trăiește și el bine, poți să zici, domnule, mă, și asta... Păi poate e cazul actual ăsta. Observația, exemplu evident este pentru ce taxare au făcut Brăzmerița de la 1907. Deci taxarea pe vremea aia era maxim 10%, se vede din cât era productivitatea și cât cereau taxe, mă rog, puterile, stăpânii. Și de ce? De ce au... Deci marja de trai era foarte mică. Mm-hmm. După aia a crescut productivitatea și exact ce zici tu. Mm-hmm. Acum oamenii pot să trăiască cu taxări din astea de 50, 60, 70%. Exact ce există. Exact. Capitalismul. Fiind productiv, cresc și... Da, și interesant a spune că din toată povestea asta este și că totuși guvernele n-au în continuare bani destui. Da, nu ne ajunge, da. Deci nu. Păi, da, acum și tot în povestea descrisă de Gabi, ignoră puțin și motivația omului. Cumva lui trebuie să-i rămână, unul la mână, și doi la mână trebuie să fie și motivat să producă. Adică dacă la un moment dat tu vezi că ăsta este efectul opus, efectul taxelor asupra productivității. Cu taxe ești mai puțin productiv decât fără. Au un efect net, nu contează faptul că dacă tu muncești, cum ne place nouă la cu Ceteris, na? Dacă tu muncești să faci 10 cartofi, o să muncești să faci 10 cartofi. În condițiile în care ți lasă pe toți, dar dacă statul îți ia 7 din ei, nu o să mai muncești atât cât pentru 10 cartofi. Și cumva nu o să rămâi, nu o să mai produci 10, o să produci mai puțin de 10. Doar prin creșterea productivității asociate unor bunuri de capital superior tehnologic poate să crească în continuare, că motivația umană, efectul asupra motivației umane există mereu acolo. Asta nu înțeleg, uite, Bernie Sanders, chiar la Bruteanu, dacă îl mai țineți minte, la fel, domnule, ce trece de 100 de mii să taxa nu știu cât, 95%. El nu înțelege că nu se mai produc chestiile alea, dacă tu iei tot, ăla nu mai face. Nu înțelege. Ok, fiind critic literar. S-au făcut experimentele astea, da? S-au făcut taxa superioară, mi se pare, a fost și în Marea Britanie, a fost o vreme și în America. Nu și-a mai dat lumea interesul. De ce să mă muncesc dacă mi-l ia? Adică... Și o altă chestie care mi se pare interesantă este că, pe de-o parte, e ce a zis Alexandru aici legat de cât îți rămâne. Dom'le, dacă tu consideri că îți rămâne destul, nu-ți bați cap. Dacă vezi că nu-ți rămâne destul, deși nu știu dacă neapărat la îndestulare cât pentru principiu s-au revoltat americanii la început. Și aș spune că e o combinație între ele și problema cu partea asta cu pe principiu este că aici se aseamănă, e doar o teorie proprie, se aseamănă, mi se pare, cu felul în care progresează știința. Așa progresează și taxarea. Odată ce ai o generație născută în paradigma actuală, îți e mai ușor, mi se pare că de asta au luat și Nobel penal știrii, îți e mai ușor să îi împingi mai departe. Tu trebuie să... Nu, cine e cu Nobel?
Ăia care au făcut nudge theory în economie. Ah, Talaj cu Einstein. Paternalismul libertarian. Da. Noi putem să ne retragem. E o chestie atât de perversă, știi? Știți care e ideea? Da. Că dacă ai... Uite, Vali vrea să... Nu vrea să trăiască, pur și simplu. Paternalistul libertarian zice, nu-l vaccinez, că el nu vrea să trăiască, n-are acest scop. Hai să zicem că Vali vrea să trăiască. Deci, poți să-l vaccinezi. Obligatoriu să zicem că el nu vrea să fie vaccinat. De ce? De ce sunt libertarian? Pentru că mă adaptez scopului. Înțelegi? Divergența apare la nivelul mijlocului, că tu nu vrei să te vaccinezi. Dar e libertarian. E paternalist, înțelegi? Pentru că folosește o chestie coercitivă la nivelul mijloacelor. Vali nu vrea să fie vaccinat. Ăla îl vaccinează. Dar e libertarian pentru că mă adaptez scopului. Vrea Vali să trăiască? Da. Injectează. Bine, spune, eu așa am înțeles că ăsta e din Gordon. Ai spune că e o pervertire a cuvântului libertarian. Adică e o diferență de socialismul standard. Știi că un socialist e vaccinat oricum. Mică, deci nu mică, mai... da. Dar cât de pervers sunt, știi libertarian, că stai libertarian. Presupune, știi, că ai libertate și în selecționarea mijloacelor. Eu zic, tu ești prea, eu zic că asta e distinția, știi? Să selectezi mijloacele care îți duc la scopurile tale, noi nu putem decât să-ți acordăm consultanță, un sfat gratis, dar în niciun caz nu, nu te punem la muncă fără acceptul. Auzi, apropo de paternalism, nu se justifică să impui imaginea ta de armonie asupra societății, că fiecare om își imaginează o armonie. Uneori seamănă, uneori nu seamănă, uneori acceptă povești date din afară. Fiecare își imaginează câte o armonie în societate. Atâta vreme cât eu nu sunt tutorele altuia, nu pot să-i impun ideile mele despre armonie în societate. Și dacă aș fi tutorele, noi ziioși aș zice că nu ai voie să-l agresezi, așa cum ziceam mai devreme. Poți să alegi ce culoare să fie bluza, dar nu poți să alegi agresiuni. De asta nu înțeleg socialiștii, că nu e copil acea ființă, e un adult, știi, deci nu e. Ei cred că merge, e ca un copil, e ca și copilul meu. Nu e copilul. Pe de altă parte zice... Plus că nu poți face orice, cum spunea Alexandru, nici copilul tău nu poți face. Pe de altă parte zici, păi, pentru binele poporului, păi, repetăm până la greață. Din ce e făcut poporul ăsta? E făcut din Alexandru, Costel, Valentin, Gabri, Iohannis. Da, îți vine ăla cu majoritatea, da, înțeleg ce spui, dar da, unde dacă o majoritate... De, eu mă mir, ok, noi ne gândim de ani, am ajuns să mă mir, dar de unde e puterea asta a majorității? Cum e așa un fel de corect? Adică e ca și cum am fi într-o barcă. Și am mai zis, nu suntem într-o barcă, nu e o societate. Dacă eu sunt separat, uite, nu sunt în acea... Capitolul ăsta spune, Hoppe, la egalitate, la creare de oportunitate. Egalitate de oportunitate. În dorința lor de a... elimina, să zicem, ghinioanele din societate, unui mai deștept, altul mai prost, unui mai harnic, altul mai leneș. Taxăm pe aia mai harnici, taxăm pe aia mai deștepți și cu banii respectivi încercăm să-i ridicăm și pe aia de jos. Inclusiv prin a-i plăti. Au fost situații în care îi plăteam pentru a ajunge la facultate pe minoritatea care nu dorea să ajungă acolo. Și acest joc a creat, dacă înainte socialismul se adresa maselor needucate, această egalitate de oportunitate a creat un spațiu de joacă intelectualilor. Hai să găsim diferențe, da? Sunt femei frumoase, sunt femei urâte. Hai să vedem cum le... aducem pe toate la același nivel. N-au ajuns chiar. Există în Anglia, prin NHS, multe femei se simt așa de triste că nu au sânii mari, de exemplu, încât se duc la NHS și cu banii statului, cu banii tuturor plătitorilor de taxe, își măresc sânii. Da, pot spune că nu ia doar de la alea frumoase, știi? La bărbat.
E o chestie omogenă, știi? Alea frumoase zice că nu-și mai pun sau nu se mai înfrumusețează și nu profită de banii respectivi. Ea doar dă. Nu, în novelea Facial Justice erau urâțite astea. Mm. Frumoase. Da. Ori vreo egalitate, ori... Mai încolo. Mai încolo. Pentru că, e posibil. Pentru că observația este că, apropo de intervenție și cât de mare e, observația e că mereu taxarea sărăcește, îmbolnăvește și mai face ceva rău. Uite, mă gândeam la asta, nu pot spune că produci totuși niște bunuri. Ok, nu le mai produci în privat, dar produci la stat, produci drumuri, produci caritate. Avem tendința asta să spunem că statul nu produce nimic. Asta e foarte circulat. La dreapta, nu neapărat la libertarian. Statul nu produce nimic. Păi cum? Produce drum? Bine, asta pe noi. Produce, nu știu, apărare. Poate pe net, în sensul că chiar dacă sapi o groapă și de pe aia o umpli pe jumate și zici că ai făcut ceva, uite, o groapă pe jumate plină, dacă la cât bani ai luat pentru a face treaba asta? Nu, dacă ne-ți dă educație. Păi nu știu, da, cât și bani ai luat? Ăla e, adică... e într-adevăr un produs sau mai degrabă agresiune? Zice că e ca și cum ai zice că îți dă mâncare. Ai zice că e o producție nelegitimă, că e o producție proastă sau... Dar produci, face ceva totuși. Așa poți spune, produce și sărăcie. Exact. Produce dureri de cap. Eu iau pe net. Ei, să zicem, ia să contizăm în bani, să zicem. Educație, faci pro-educație de, să zicem, 30 de milioane de euro, ai luat 87 de milioane de euro din buzunar altora. Ai produs ceva pe net sau n-ai produs? Zic că doar ai umplut o... groapă pe jumătate. N-ai pus și externalitățile pozitive, care alea, dacă pui să calculeze... Le pui și pe alea, tot nu o dă. Ia să pune și etățățe negative care le-ai avut. Poate alea avut. Sunt vreo sute de milioane, că gândește ca no, era lucrangă cu pâinile. Sunt așa de vagi încât așa poți să spui despre orice, domne, te-am furat banii și... De ce sunt vagi? Că ascultând un om deștept te tot transmiți. Te duci chestii... către urmașii urmașilor, știi? O chestie care mi s-a părut interesantă la felul în care a prezentat Hope asta cu egalitatea de oportunitate, care e mantra socialismului ăsta pe stil nou. Mi s-a părut interesant faptul că el spune așa, că dacă pe partea redistributivă financiară, acolo încă cât de cât mai are senzația că își îndreaptă... că socialismul ăsta își îndreaptă acțiunile oarecum în conformitate cu legenda socialismului, că e ca să-i ajute pe ea săraci, pe ea mai, care au mai puțin, pe ea mai puțin tari, pe ea defavorizați, da? Că ea de la oamenii îi taxează pe ea care au mult și împrăștie la ea care au puțin, cu toate efectele despre care am vorbit, atunci când a ajuns la egalitatea de oportunitate, cumva... pare că creează programe pentru oamenii deștepți. Creează, susține, pentru aia care ar fi capabili să învârtă lucrurile și într-o piață. Da, oamenii care au intelectul necesar să scrie programe, să facă profesori, deci creează o nevoie mare. Păi, trebuie să dăm educație la. Dacă dăm educație, creăm o clasă de profesori care trebuie să fie mai burdușită. Drama vieții noastre, ONG-iști. Da. Deci ONG-iștia puteau să lucreze pe piață. Iarăși, nu toată lumea ajunge să facă facultate. Dar ăia care ajung sunt mai favorizați decât ăia care nu ajung. Deci chiar dacă ia statul îi vâră acolo cu forța, nu se întâmplă chiar așa, încă facultatea nu e obligatorie pentru toată lumea, da? Clar, programul de facultate gratis, și aici au demonstrat-o și Friedman în cartea pe care am făcut-o noi, acolo redistribuie, ia taxe de la toată populația, inclusiv de la săraci, țărani, care nu au... neintelectuali. Care nu au niciun interes să meargă la facultate vreodată și dă la copii, dă... cine intră la facultate acum, la aia de stat, aia care e, așa zisă, gratis la noi? Păi copii de doctor, copii de nu știu ce. Middle class, asta nu înțelege omul. Middle și upper class. Da, greșești. Da. Deci ăla săracul din vas lui, care nu va ajunge la facultate, el e taxat, să zicem, are o muncă de 2 lei.
E taxat ca să-i plătească educația altuia care merge la facultate, știi? Copiii elitei care se duc afară se duc pe locuri subvenționate de muncitorii din alte țări. Ce obțin dacă se duc în Europa? Hai, dacă se duc în America, e puțin altfel situația, e dar nu atât de mult. Știi? Chestia lui Ron Paul, că programele de ajutor extern, cum prin aceste programe, săracii țărilor bogate finanțează bogații țărilor săraci. Exact. Mi se pare o contradicție aici la Hoppe, că spune pe de o parte cultivi ăștia inteligenții, favorizezi, deci spune prin subvenția asta educațională. Pe de altă parte spunea puțin mai înainte că o să formezi proști prin transferurile alea. Ce spune? Sau deci ideea e că o să ai mai mulți proști în... Nu, e consecventă ideea, nu cultivi inteligenți. Tu cultivi indoctrinare. O să ai proști. Dar ideea e că tu ai un serviciu. Eu zic că ăștia sunt inteligenți. ONG-știi și ăștia sunt inteligenți. ONG-știi sunt formatorii. A zice că ai mai puțin în privat inteligenți. ONG-știi sunt formatorii, profesorii, ăștia care lucrează să facă curricula, da? Dar gândește că un profesor, 300 de elevi. Formezi și inteligenți, dar formezi și o grămadă de prostovani. Bine, trebuie să vrea și ei. Adică presupunând că ceea ce se întâmplă acolo în facultăți este îndoctrinare socialistă, da? Formezi o grămadă de proști. Nu e o contradicție. Și asta să fie? Tu creezi un sistem de care câțiva apucă să... pe care câțiva apucă să-l controleze ăștia, așa? Și creezi un serviciu care până la urmă le strică. Dacă stăm să ne gândim, omul de la țară e mai în acord cu bun simț, cu bunul simț natural. Eu mă gândeam că decât unul care a fost trecut în facultate, da, și căreia i s-a explicat cum merg lucrurile. Uite, dacă îi taxezi pe ăștia din privat, cred că asta avea în vedere. Hai să zicem că taxezi niște mici întreprinzători ca să dai unor asistat social. Eu cred că el avea în vedere că, nu știu, dacă tu îi taxezi pe ea din privat, vor fi mai puțini, știi? Da. Să zicem că ea sunt inteligenți, fac planuri. Da. Iar banii se duc către niște asistați care, na, nu știu, mai prosticei, știi, de mai. Ok. La asta mă gândeam, știi? Vorbea de primul efect, ăla de prostirea populației. Nu, ăla ar fi de lenevire al populației, dacă vrei. Atunci când primești banul de-a gata, nu mai ești dispus să muncești pentru el. Dar sunt două lucruri complet diferite și el le tratează la capitole diferite. Redistribuirea financiară, distribuția financiară e unul și generarea egalității de oportunitate prin accesul la programe și educație e altceva, e în partea a doua. Nu, mă gândeam că suntem mai puțini. Dacă ne taxează statul, nu mai investim așa mult. Asta e adevărat. Nu mai facem copii, nu mai nu știu ce, știi? În sensul ăsta, cred că l-avea în vedere. Și dacă tu faci transferul câte aia mai varză, știi? Așa. Crește numărul de aia mai varză, de asistat social, și scade numărul ăstora mai curați din privat, să zic. Da, ceva da, de genul. Spune asta, și chestia asta pe la început. Și în sensul ăsta ziceam că e o contradicție. Pe de o parte spune asta, nu știu cum ai putea dizolva contradicția, să spui că... Ok, asistația într-adevăr nu sunt atât de inteligenți, pe de altă parte fauna asta intelectuală, ONG-istă și nu știu ce, și universitară, sunt inteligenți. Nu cade pe același. Dar din nou ăștia sunt... Dar în agregat atunci care e efect? Ăștia sunt o minoritate, deci nu e vorba. Tu contrastezi două lucruri care nu sunt puse în contrast. Sunt două definiții ale inteligenței. Nu, cred inclusiv că întrebarea, cred că operează uniform. Problema e doar de agregat, care bate mai tare, știi? Da. Nu, mi s-a părut că e legată definiția asta de inteligenței în capitolul ăsta, contextul ăsta, cu întrebarea de pe, sau cu știrea de pe grupul nostru de Telegram. The smart have been the first in line to accept the vaccine. De acolo, the smart era... Educații, nu? Da, educații în sensul de educație de tipul care am avut încredere în stat și a nu gândi critic ce se întâmplă, știi? Mm. Deci, nu, pentru chiar și, era. Nu, chiar și educație. În sensul că ăla e mai educat, corporatistul e mai educat decât ăla de la țară, știi? Da, asta nu înseamnă ești mai inteligent.
Deci iarăși nu înseamnă, nu din nou, critic. Educat. Pare că deci problema a fi este smart la ora actuală, deci să... problema e de conținutul educației în cazul ăsta. Da. Da? Că avem mai multe tipuri de educație, educație clasică, educație postmodernă, educație naturalistă, educație libertariană, strict libertariană, educație socialistă, educație matematică. Poți privești să abordezi lucrurile din mai multe feluri. Deci atunci cum îi mai ierarhizezi? Nu-i mai ierarhizezi. Că la de la coda vacie e mai deștept decât corporatistul. Nu, asta vă înseamnă. Ideea e așa. Nu trebuie să ai, că de asta spuneam că se dizolvă contradicția ta, pentru că deci eu îți dizolv contradicția spunându-te așa, nu ai o singură ierarhie. Pentru că nu ai un singur criteriu. Pe care în vedere? Păi nu, îl interpretăm pe Hoppe. Crezi că nu operează cu una uniformă? Nu, nu cred că operează. Mie nu mi s-a părut că operează cu una singură. Nu, zic că e cu una uniformă. Forma asta e mai degrabă interpretarea noastră ulterioară. Hai să o dizolvăm altfel, știi? Altfel decât. Și o cale de a o dizolva e prin presiune, să zici că subvențiile astea produc inteligență sau cum o păi. Nu. Asta spun că sunt două părți diferite. Deci, per total, da, cei care sunt educați la facultate sunt minoritari într-o națiune. Încă sunt minoritari. A zice, indiferent de ce, putem să ne uităm și pe statistici, dar ai 5 facultăți într-un oraș ca Iașu, să spunem, da? Nu știu dacă ai mai multe. Sau hai să zicem la Cluj, da? Ai 5-6 facultăți maxim. Da? Gândește câte licee ai în Cluj, gândește că de acolo în facultățile alea vin și din jur. Sunt net minoritari cei care fac facultatea după liceu într-o națiune. Da? Acum ăia către care se duc subvențiile sunt ca pătură mai mare, care se duc subvențiile astea de welfare, sunt ca pătură mai mare decât aia care sunt educați la facultate. Deci, tu, când clipa în care te concentrezi și luându-i doar pe și mașinile din spatele facultății, da, care se apucă să producă curricula, să învețe, să facă ONG-uri, ăștia sunt și mai minoritari. Sunt minoritari când te raportezi la numărul tuturor studenților sau tuturor diplomelor, da? Deci, clar ai, dacă vrei să te uiți numai la numere, clar ai o pătură foarte mare. Ți-am găsit deja o minoritate și am găsit și ăștia la care te gândești tu. Ăștia sunt mai minoritari decât primii, care sunt mai mici puțin decât ai doilea. Adică da? Vorbați puțin, vrei deci să asta, asta se pierde mai mult în privat decât da. Se obține prin subvenție. Exact. Așa ține teza lui, că prostești pe un agregat. O mică observație într-o listă ar fi că păi de ce vorbiți voi în agregat și în națiune și nu știu dacă ziceți că nu există societate? Nu, țineam neapărat. Da, glumesc. Și ideea ar fi că nu e treaba mea să-mi dau cu părerea despre câți oameni la nivel de societate au educație, pentru că astea au educație înaltă, facultăți, doctorate, pentru că asta e una din țintele stângiste, toți oamenii să aibă facultate, pare că o să fie mai educați, e ca și cum ai băga copiii printr-un malaxor și îți produce ceva specific pe partea ailaltă. E ca și cum l-ai trimis câinele la dresaj. Și iese pe partea ailaltă când îi zici stai, stă. Când zici vaccinează-te, se vaccinează. Și după aia pare că dar după aia se miră. Păi am făcut o facultate și degeaba, zicea mafia. Și nu rezolvi cu ideile astea agregate. Fiecare poate să aleagă și păi o să aleagă ce e bine pentru viața lui și păi o să aleagă greșit. Ok, o să-și dea seama, o să-și educe copiii, nu mai pune mâna și învață, mămică, să nu stai la muncă de jos. Ok, asta e tot ce trebuie să se întâmple. Altă mică chestie, apropo de educație, zici în general, păi nu-ți dă cu tare statul. Ok, aici ce am vorbit noi până acum. Păi îți dă educație. Ok, ce faci la educația asta? Și asta e o observație larg întâlnită pe internet. Te învață
la americani zic, nu te învață să-ți calculezi taxele. Te învață, ce zicea Gabi, cel mai important mi se pare, mă, te învață gândire critică. Păi ce înseamnă gândire critică? Înseamnă ce vreți voi, ia, lasă-mă în pace. Nu, înseamnă că dacă într-adevăr toate lucrurile în viața unui om din jurul lui sunt legate între ele, dar ele când ai gândire critică, poți să le separi în părți componente. Uite, asta e din plastic, asta e din sticlă, asta e din metal. Asta folosește și la reciclat, dacă vrei să reciclezi. Nu le arunci pe toate otova la gunoi. Și gândirea critică, asta te învață, dom'le, ce planuri avem? Și, uite, dau niște exemple. Ai un plan moral, sunt alegerile mele personale. Ai un plan etic, alegerile în relațiile cu ceilalți. Ai un plan economic, relațiile de schimburi profitabile, să le numim. Nu, ai un plan financiar care e pur și simplu de bani. Lumea le amestecă, trăiesc mereu cu o grămadă de disonanțe. Păi stai că cu tare se întâmplă așa, cu tare se întâmplă așa. Și ce vreau să zic e că dacă n-ai gândirea critică, pentru că nu ți-o dă educația de stat, nu mai știi, nu-ți mai dai seama că te uiți doar la o parte a realității. Deci în loc să zici, mă, stai, cât de mare e realitatea asta? Mă doare capul? Da, o să te doară capul. E ca și cum ai vrea să poți să-ți miști umărul și să-l elasticizezi la loc. Și alte chestii. Realitatea e mai mare. Nu trebuie să știi toate lucrurile ca să iei hotărâri. Mai ce vreți voi cu libertatea asta? Ce vrei să fiu acționar la fiecare mică chestie și să votez non-stop? Păi nu mai fac nimic. Adevărat. Dar problema e că nu-ți dă chestii... Uite, se discută, uite, o chestie care se confruntă adolescenții, suferința în dragoste. Ce cursuri, ce ore ai făcut tu? Ai discutat asta la educație civică? Deci o chestie super dureroasă, știi? Se face asta în școala de stat. Deci nu mă gândesc la finanțe, știi? Lasă că bagă ei la educație sexuală și ți explică, nu ți explică ei pe deci chestii fundamentale, știi? Chestii fundamentale. Da, de relații psihologice. Apropo de plierea școlii, știi, pe... lucrurile cu adevărat importante, știi? Da, să te învețe la școală, mă, vine cineva, corect este să ai o discuție, poți să fii complet opuse pozițiile, aveți o discuție, nu trebuie să ajungeți să vă bateți, că nu aveți nimic de împărțit, de fapt. Știi că mai auzi chestia asta, dar ce ați avut de împărțit? Chiar așa. Ce împărțim aici? Împărțim bunăstare, societate? Pretenția lor e că îți dau, știi, că îți dau gândire critică. Dau... Două lucruri aș vrea de completat aici la ce a zis Alexandru. Primul este că el a făcut un argument foarte interesant ăla pentru abordarea individualistă, da? Că de ce vorbim noi în chestii agregate când noi suntem pentru individualiști și a explicat care e cum ar trebui să se uite școala la individ. Pe de o parte, dar eu aș spune că băi, noi vorbim de chestiile astea pentru că socialismul este atât de falit încât pică și după indicatorii lui pe care el vrea să-i pună în agregat. Nu poți vorbi sistemic. Nici țintele astea nu le atinge. Asta ar fi... Era doar un trolaj ieftin. Nu. Și aia poate fi un point, știi, să zicem, tu îți dai copilul la o școală și ăla să-ți vină cu niște agregate. Lasă-mă, frate, tu ia și învață-l. Ce ți-am zis eu să-l înveți, nu? Așa. Lasă-mă cu agregatele. Asta ar fi una și al doilea lucru legat de gândire critică, să dăm, aș zice că dăm o rețetă simplă pentru gândire. Uite, dacă explicația lui Alexandru de mai devreme te-a enervat, ai avut nevoie așa, te-a apucat un mic tremurici intern, nu așa, ai vrut să închizi, e un semn că mai ai nevoie de niște lucruri la gândirea critică. E greu asta, nu, nici măcar în școală nu prea înveți. E greu, știi, greu. Stai să-ți zic scurs ceva. Deci cu gândirea asta critică îți dă mai multe instrumente mai tari să te opui poziției noastre. Deci nu înseamnă că noi avem toată dreptatea și vă spunem noi, știm noi. Nu, deci cu cât ești mai tare pe argumente, nu pe dezbatere, ca să facem o mică distinție, poți să te opui la ce am zis noi. Nu, păi sunteți idioți. Ok, sigur, aștept să-mi arăți care e adevărul
și să recunosc că am greșit ca să găsim adevărul. Nu, așa da, că și cu prețurile da, libere. Da, noi să suntem, găsim prețul corect. Noi suntem libertarieni, nu putem decât să dăm un sfat. E? Dacă vrei mai multă gândire critică și vrei niște mijloace mai bune, sfatul nostru este să-ți exersezi puțin gândirea critică. Dacă nu vrei asta, treaba ta, nu. Da, eu vreau doar să dau exemplu. La un moment dat, Alex încerca să dea vina pe faptul că în sistemul de educație de stat nu prea pun accent pe gândirea critică și anume taxarea este furt. Ding. Și dacă ți se dă acolo o definiție de unde prețul pentru taxarea este prețul pentru societate civilizată sau alte definiții din astea și tu te uiți în dicționar și vezi înseamnă furt. Cine i-ai luat un om? Un om care a muncit parte din rezultatul muncii lui și nu gândești să pui în concordanță ce să pierde într-o parte și în alta până că nu reușești să asociezi și să faci procesul gândirii până la capăt. Nu, pur și simplu, e o definiție și o accepti. Gândire critică înseamnă să te confrunți cu teza opusă. Eu așa aș folosi. Cineva care dogmatic nu se confruntă cu teza opusă, nu se confruntă nici cu fapte. Dascălii noștri nu zic că taxarea e furt sau nu problematizează asta pentru că nu sunt familiarizați cu un astfel de curent ideologic numit libertarianism. A apărut prin America. Să de afară. Uite, ca să ne întoarcem un pic în istoria recentă, da? S-a făcut în 2021 în baza unor studii conduse pe la finele 2020 percepția populației despre virusul ăsta care cauza COVID-ul, da? Și a ieșit de acolo că percepția parte pe diferite țări, dar mai să luăm din UE, să luăm așa una dintre ele, e fictivă, dar numerele sunt apropiate. Ești așa, că aveau senzația că contagiunea este de 80% și mortalitatea de 50%. Asta era percepția populației. Acum, tu poți să crezi chestia asta, știi? Și oamenii chiar credeau că, na, le fusese indus pe tot felul de... Ok. Răspunsul imediat este așa. Unde erau morții? 50% înseamnă că unul din doi bolnavi mureau. Da? Unul din doi. 80% contagiune înseamnă că dacă te întâlnești cu 10 oameni, pe 8 i-ai nenorocit, pe 4 i-ai omorât. Înțelegi? Pe 4 i-ai omorât. Deci 40% din populație ar trebui să fie lipsă. Să iei la, acum la numărătoare. Păi este, că au emigrat. Bine a existat, uite, de-aia e important ce zice Vali. Trebuie să te confrunți și cu... Să nu mai zici că ăla e conspiraționist. Frate, ăla e medic și are 5.000 de diplome, știi? Ia, ascultă ce zice, poate. Cine știe, poate... Uite, ridică obiecții de tipul ăsta, domnule, dacă mortalitatea e 50%, înseamnă că mă uit pe geam, trebuie să fie câțiva morți pe acolo. Da. Sau o altă chestie tot așa de genul ăsta era lovește în ăștia care sunt cei mai vulnerabili. Da, lovește în ăștia care sunt cei mai vulnerabili. Unde sunt, frate, ăștia, oamenii străzii care au murit de COVID? Unde sunt drogații care erau pe afară, care... Cum de n-au prins niciunul? Eu omor COVID-ul și de-aia nu mai găsești. Păi nu, că-s tot acolo, asta zic, că și acum dacă îi știi, dacă ești atent la ei, îi vezi în continuare după 3 ani de pandemie. Ăștia cu știința sunt cei mai agresivi, știi, cei mai dogmatici. Mai degrabă găsești înțelepciune la aia mai... Mai simplu, deci asta a dezamăgit. Apropo și de inteligența aia. Scuze. Da. Da, vreau să revin un pic la faptul că statul socialist de tip social-democrat care trăim și noi acum își arogă dreptul de a taxa
în funcție de nevoile lui și ale percepției lui, cum că cam cât ar avea nevoie societatea, și modifică taxele proprietarul de mijloace de producție în funcție... Dinamic. Da, dinamic. Deci, chiar dacă tu acum îți faci un plan, domne, am fabrica asta, am apartamentul, să-l închiriez cu atâta sau, mă rog, ce mijloc de producție ai tu pentru a-ți asigura un venit, tot timpul stai cu frica, domne, dacă ții 20% de acum sau 30% de acum, nu rămân pe vecie. Da. Dacă micro-întreprinderea pe care o ai și care îți permite să funcționezi și să te îmbogățești puțin de ai făcut un credit, să-ți iei o casă sau ceva de genul, sau să-ți trimiți copiii la facultate în America, dacă peste noapte așa se trezește unul că vrea să-i schimbe regimul de taxare. Asta e argumentul predictibilității pe care îl mai tot spune Costel de nu știu câte ori. Da, așa e. Atunci când ai un stat care în fond e despotic. Și aici ar spune, și mi se pare că spune și Hoppe, că unul dintre efecte este că politica, dacă dincolo politica era doar la nivelul de sus al conducătorilor, se săpau între ei în partid ca să conducă, să controleze mijloace, aici politica câștigă locuri în plus de a fi aplicată, pentru că odată avem discuția politică, care este procentul optim de taxare, care nu exista în partea cealaltă la ceilalți comuniști, da? Asta e un rost de a cheltui energie. Și votul. Dincolo, votul era prejeală, nu era. În timp ce acum votezi. A doua ar fi care este un nou domeniu în care am putea introduce taxarea, da? unde putem să ne întindem și cât. Da? Sau ce altă clasă de defavorizați pe care să putem să o unit salvăm. Deci știi cum îi zicea Milei la asta? Pentru orice nevoie, emerge un drept, știi? Drepoziei. Da. Și din cauza asta mi se pare mult mai pervers socialismul de tip social-democrat. Îți dă un fel de senzație din asta, domne, te-am lăsat în pace cu proprietatea ta, dar oricând stai cu sabia deasupra capului, mai veni. Înainte în comunism, măcar știai o treabă. Unde n-am nimic, sunt liniștit. Aici mă agit, mă zbat, uite, totuși reușesc cu toate taxele astea să cresc o familie și la un moment dat, cum ai zis și tu, un IMM, o să rămân... E politizarea societății. Despre asta e vorba. Politizarea societății. Nu mai putem să vorbim despre, nu știu, un film sau... Ce? Trebuie să fie o miză politică. Zicea, poate vreau să mă uit la un film, să nu mai... Da, câteodată și tocmai din motivul ăsta ajung și teme politice vârâte în film. Eu zic, da? Ai public. Aveam nevoie Netflix să... face ce face pentru că are public. Da. Mă rog. Nu, dar zic, aveam nevoie să-mi fie amintit în Star Wars despre Smash the Patriarchy sau Smash the Capitalist? Nu. Era Războiul Stelelor, în puii mei. Da, zici că asta contează, ideologiile, ori dacă ideologia dominantă este asta. Uite, noi am vorbit de social-democrație aici, leftismul, care e cea mai puternică în vest, în UE, în America. Este social-democrație, e un tip de social-democrație, pentru că poți avea și o social-democrație bătrânească, cu pensii, cu ajutoare sociale. Aici nu le disociază Hoppe. Deși între egalitatea de șanse o poți vedea și ca ajutor de șomaș și ajutor pentru minorități. Adică pattern-ul e acela. Dacă vrem să ajutăm oameni, am mai zis, ce vrei să-i ajuți? Să fie tari. Da? Copilul tău când crește, vrei să fie tare. Vrei să fii mândru de el. Păi el poate să fie tare... De la început, nu. Îl ajuți să crească. Ajutoarele astea nesfârșite din tot felul de domenii e ca și cum cineva m-ar duce pe brațe. Păi ce mușchi mai am eu la picioare? Plus că se mai și termină. Uite, UE a mai tăiat în banii din agricultura. Tăia jumate din ei, cred. Se mai termină banii altora.
Dar na, îl infantilizezi și pe el, știi, cu subvenții, cu astea, știi, nu? Data viitoare? E... Da, spune la data viitoare, mai avem aici. Mai avem, mai spune... Mai aveam o chestie care nu e, dar ținam să... Zi și... Aș zice așa că unul din lucrurile despre care n-am vorbit deloc este ăsta, că o consecință a împrăștierii caracatiței astea a taxării, lumea va încerca să își diversifice activitățile productive, ori se vor duce direct către consum, ori se vor duce către lucruri care nu pot fi taxate. Acum, na, nu știu ce ne-a arătat lumea recentă e. Uite, el dă un exemplu aici care nu, dacă el spune, dă un exemplu că cei sănătoși vor fi taxați ca să acopere cheltuielile cu doctorii acelor bolnavi, asta e clar, se vede, se întâmplă. Și n-ai nicio treabă cu ea. Faptul că ei nu sunt, că lipsește incentiva să rămâi sănătos, pentru că tu zici, păi da, nu, că am un sistem care e finanțat, am plătit atâta în el, mă aștept să se ocupe. Surpriză, când ajungi acolo, nu se ocupă nici dracu de tine. Oricum, sistemul ăla e socialist, socialismul îți cauzează cozi, n-au timp de tine, 7-4 la spital, dacă se poate. Și dacă nu se poate, nu te internează. E și mai simplu, de atâta n-avem loc. Nu știu, du-l în altă parte. Credeți-a, dacă nu poți fugi nici pe astea de taxare? De sănătate? Pe... Nu, zic că dacă asta, să zicem că o vedem, deci ce spunea el, mai e una pe care nu o vedem. Zice el că în cazul înzestrărilor cu adevărat naturali, cum ar fi inteligența sau... Puterea fizică, frumusețea. El spune interesant asta, că îți reduce la o generație mai încolo. Adică dacă ar apărea taxe pe inteligență, să spunem, aici nu a apărut încă o taxă pe inteligență, dar e o întreagă mașină super complicată care e făcută să le facă viața grea oamenilor inteligenți. Nu este chiar o întâmplare faptul că oamenii educați sau mai inteligenți nu mai fac copii. Asta nu e chiar o întâmplare. Chiar dacă nu avem o taxă directă pe inteligență, aici pot să aduc un argument din partea lui Ayn Rand, care spune omul are nevoie, omul cu cât e mai productiv, cu atât are mai multă nevoie de libertate, cu cât îl îngrădești, cu atât nu se va mai reproduce, nu e în mediul lui. Deci o să ai doar oamenii care sunt cu adevărat interi, recunosc că sunt închiși, de fapt, și fac, aplică strategia ursului panda. Contează presiunea statului, dacă stai șansele, ca să zic așa, să folosesc. Poate contează și asta, știi? Un copil, da, nu-i cheltuieli. Și n-avem încă taxele astea de la ăia frumoși ca să plătească pentru operație de frumusețare. De fapt, oamenii tot timpul caută modalități de a evita taxele. Deci dacă ai pus taxele pe tranzacții financiare și pe comerț, lumea se mută ori la negru, ori dacă nu reușește, ok, nu mai produc pentru tranzacții pentru vânzare, și produc pentru a-mi ori tranzacții non-monetare prin barter, ori investesc în capital. Ce? Încep să-mi acumulez vile, să zicem. Îmi pui taxe mari pe vile, pe proprietate, cum e în vest, ok, încep să investesc în mine, devin mai mare, mă fac mai frumos, să zicem, tenismen. Mă plimb mai mult. Da, chestii de genul ăsta. Am niște, cum ar veni, investesc în capital uman. Pe asta nu te taxez că ești frumos, să zicem. Ești atâta 70% din... O să fac. Deocamdată încă nu. Deci lumea tot timpul fuge, știi? Și cu ajutorul, zicem, că am investit în mine sau în copilul meu, nu știu cât, pentru a fi, să zicem, un mare tenismen, să-și câștige treabă, pentru că... Nu, dar logica socialistă permite asta, știi? Așa cum trebuie să fii lovit, da, că ești mai bogat,
Poți fi lovit pentru că ești mai frumos. Da, că ești mai inteligent. Permite, dar n-am ajuns încă acolo. Din toate... Nu. Când se va pune problema asta, nu vei mai avea unde să fugi. Da, înseamnă că s-a terminat. Deci n-ai o lume orwelliană, e o lume post-orwelliană, știi, în care... Păi te duci în virtual, întâlnește acum și știi că în Second Life sau în alte jocuri din astea online. Și ce aș mai spune, consecința, mă rog, de fapt, consecința, gradul al treia, abordare a distribuirii de care vorbește Hoppe, este aia care strică tot. Practic, atunci când te apuci, deci... Este ceea ce a dat să fie posibil și locul în care practic logica și coerența se desparte de socialism. Deci e vorba de piramide ierarhice de opresiune, da? Dar care sunt cumva întrepătrunse, întrețesate în funcție de nevoile imediate ale ofițerului politic care lucrează cu aceste piramide. Deci, dă Hoppe aici un exemplu, zice egalizarea șanselor este compatibilă cu revendicarea unor diferențe în ceea ce privește veniturile monetare sau avuția privată. A și B pot avea același venit și pot fi la fel de bogați. Dar A poate să fie negru sau femeie sau să aibă o vedere slabă sau să locuiască în Texas sau poate avea 10 copii sau poate fi necăsătorit sau poate fi bătrân. În timp ce B să fie cu totul diferit. Prin urmare, A poate argumenta că șansele sale de a obține tot ceea ce este posibil în viață sunt diferite sau chiar mai slabe decât cele ale lui B. Și ar trebui cumva să primească o compensație, ceea ce ar face ca veniturile monetare ale celor doi inițiale egale să devină diferite. Deci, dintr-o dată, luând în calcul, deci pe distribuție pur monetară, tu poți teoretic să egalizezi. Teoretic. În clipa în care introduci chestia asta, distribuția ta monetară, egalitarismul monetar pe care îl făceai la pasul 1, se prăbușește complet. Dar nu numai de atât. Pentru că tu te apuci, zicem, ok, lasă, ăsta e mai deștept. Facem redistribuția după ăsta. Dar în această paradigmă, B la rândul său, continuăm citirea din carte, ar putea să argumenteze în același mod prin simpla răsturnare a evaluării șanselor. Pentru că, de fapt, evaluarea șanselor e o chestie pur pozitivă. El ar spune așa, că dacă el nu are copii, nu stă în Texas, el are șanse mai puține să obțină tot ce are decât au, așa că ia să mai ia niște bani înapoi de la... E un haos. Deci, exact, e un haos, este creat un sistem, așa cum am spus, de piramide de opresiune, care de fapt nu sunt piramide, că piramide e un mod logic să ți-l reprezint, ci ele sunt întrepătrunse și pot fi mutate oricum, după nevoia ofițerului politic care lucrează cu ele. Dacă ai nevoie de voturi de la negri, dăm pentru negri. Da, Black Lives Matter și îi rupem pe micuții albi. Dacă cumva ai nevoie de voturi de la femei, păi hai să lovim patriarh. Deja bărbatul negru. Deci asta e ideea. De asta stăm și ne gândim. Cine este în clipa de față mai dezavantajat? Un bărbat negru homosexual ciung și surd sau o lesbiancă albă, transgender, care a fost orfană? A doua, nu? Nu ai de unde să știi. Contează paradigma politică care îți produce rezultatul pe care îl urmărești. Bine, în apărarea socialiștilor pot spune că totuși sunt eu în consens. Ura la desbogăție rămâne constantă, știi? Ura rămâne constantă. Deci asta nu pot. Dacă scoți asta din socialism, mai terminat. De ce mai bine să fii sărac? Nu știu dacă asta, dacă renunți la ură. Nu știu dacă aș spune că ura la bogați rămâne constantă. Deci iconurile socialiste, da? Tipa care a înființat Black Lives Matter, casă de miliarde, da? E un streamer care e idolul, e Iisus pentru socialiștii de pe net, prostovan, dar e milionar. Bernie. Uite, era o memă. Bernie, era milionar și se certa, acum a devenit el milionar, nu se mai ceartă cu milionarii. Uite, era o memă cu Emma Watson și zicea, pentru că și fetele bogate, albe, simt nevoia să fie oprimate, știi, sau au chestia asta, știi? Da, inventezi. Vreau să mai zic o chestie. Mai? Nu.
Uite, socialdemocrația apare ca o chestie de centru, ca o chestie echilibrată, să zicem că avea niște extreme. Cum gândește socialdemocratul? Avem o extremă dreaptă numită nazism, avem o extremă stângă numită comunism. Poziția echilibrată socialdemocrație. Asta e și un argument puternic pentru... De ce prinde socialdemocrația asta ca o chestie rezonabilă, ca o chestie echilibrată? Un alt argument în favoarea ei poate fi că e hoață. E hoață, nu e criminală, ai putea spune. Păi ce, te bagă la Auschwitz? Nu, e doar hoață socialdemocrația. Acum am stat și m-am gândit mai bine, mă, chiar e doar hoață? Dacă te gândești la Ucraina sau la faptul că un stângist n-are o problemă să trimite niște ucraineni în prima linie care nu vor să lupte. Zice că e și criminală. N-are o problemă să facă asta. Uite, stai puțin pe Facebook. Vezi că n-are o problemă. Deci este și criminală, asta vreau să zic. E și criminală și hoață, nu este doar hoață. N-are o problemă să, pentru un bine mai mare, sacrifice niște intenții. Și am dat exemplu la ei. Ok, asta ce înseamnă? Care e morala la ce am zis? Deci pointul lor era că suntem centriști, suntem echilibrați. Păi da, crima și furtul nu înseamnă o chestie echilibrată, ci o chestie dezechilibrată, știi? Deci nu sunt așa de... Păi da, aici ei îți răspund utilitarian, păi tu n-ai omorât un om ca să salvezi planeta. Da, da. Care da, eu da, și pentru asta sunt mai deasupra ta, băi. Aș folosi formula, și mândri. Aș folosi formula lui Alexandru atunci, zice că diferența, că și tu vrei să spargi o ca să faci omletă, diferența între tine și Stalin e de... Na, de... Că l-a omorat mai mult. Nu, diferența nu e. Principial da, vezi, nu e. Nu, ți-a luat, exact, ți-a luat atât de mult să o cauți pentru răspunsul nu mai... Nu, e. Nu ai spune nu e, că e de grad. Că vrei să fii caritabil să spui că e de grad. Care este? Ce dacă îi strângi prea... Mă, acum și Stalin, dacă stai să te gândești raportat, și Mao, dacă stai să te gândești raportat la toată populația Chinei de astăzi, n-au omorât mai mult de câteva procente, știi? Mai mult decât COVID-ul, dar câteva procente. Auzi, ca un fel de concluzie pentru mine, măi, ce vreți voi cu sistemul ăsta libertarian? Vreți să convingeți lumea? Să fie bine. Da. Păi nu o să-i convingeți. Ok. Vreți să impuneți, Poli, vreți să câștigați voi puterea politică și să impuneți chestiile astea, păi o să fie groaznic pentru că oamenii n-au valorile astea. Extraordinar. Mă gândesc, ce ar face libertarienii dacă zic, ia, luați voi, dați în minge. Cred că corect, din mintea mea, ar fi, ar deschide piața de servicii și... Oamenii ar putea să aleagă și altfel de servicii. Aici ai avea concurență în societate și ai vedea cine preferă cu tare și cine preferă cu tare. Faci statul opțional. Cam asta e. Ar mai stat. Da, ar fi deja foarte departe. Da, nu, după definiția noastră, statul la care impune. Cu vouchere, e. Pot spune că e obligatoriu, doar că ai... Nu, chiar... Păi dacă nu mai e statul, dar o să fie organizația anumită Guvernul României și atât. Un ONG. Nu mă gândeam la o soluție cu vouchere, ca la educație. Tribunale deveneau și ele... Da, practic, adică ești obligat să-ți cumperi apărare, dar că nu mai... Ai face o demistificare, nu? Practic ai arăta că statul e făcut dintr-o multitudine de servicii. Eu zic că așa ar fi frumos și civilizat din partea statului. Dumnezeu, nu... Dacă crezi că sunt așa de bun și de... mărinimos cu tine, cetățeanul român, uite, nu te mai oblig, da? Tu așa de tare mă iubești încât vei veni voluntar în asociația mea, în organizația mea. Asta nu înveți la școală, apropo de gândirea critică. Atunci când ajungi, când discuți producția de apărare de către stat, dascălul te învață, dacă vine discuția asta, că alternativa e anarhia, e să nu ai produsul ăla. Nu! Există niște indivizi, o școală de gândire numită libertarianism, care i-au bisecat toată viața, au întors. Or, dascălul în universitate nu spune asta. Uite, soluția anarhocapitalistă e cam emuscentrică. Nu, îți spune că ăștia nu fac apărare și nu avem ce să discutăm. Deși ei s-au mai gândit 15 mutări și au mai inventat 50 de obiecții. Tu nu, de ce nu le zici asta? Pentru că tu nu știi, tu ca dascăl. Nu știi cine Hummer, nu știi cine Rothbard, nu știi ce. Deci mari gânditorii liberali. Ne știi în tu? Na.
și ca să răspund și la întrebarea asta pusă de Alex înainte de încheiere, ce vreți voi, libertarienilor, să convingeți lumea? Nu. Dar uite, noi credem că la copii, de exemplu, există înnăscută o apetență pentru raționalitate, există o intuiție foarte aproape de foarte aproape de inima lor în ceea ce privește ceea ce este just, ceea ce este corect, ceea ce este drept. E al lui. Un simț de proprietate înnăscut, iarăși. Și dacă cumva există oameni care încă mai țin minte chestia asta din copilărie, odată ce ajung la o anumită vârstă și nu au fost bătuți într-o a accepta dominanța hegemonică a autorității, poate oamenii ăștia o să înțeleagă și ceea ce spunem noi. Nu, atât mai mult. Cunoaștere, reamintire, asta spune Vali, ca la Platon, îți aduce aminte din... Mă rog, ideea care e, eu sunt optimist, deci eu mă uit la libertarieni și văd că sunt oameni deștepți. Deci așa cum au gândit niște chestii tari și au pus, vor tinsă, cred că vor rezolva și una strategică de diseminare și de asta. Că nu fac mine, mă rog. Da, na, vedem, se joacă. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Pentru Gabi Muteanu, Costel Stăvarache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi și vă amintim că statul vă vrea sclavi și e bine să vă gândiți și la libertate. E mai bună decât toate.